Medicul cardiolog intervenționist Roberto Haret a revenit la Spitalul Județean Suceava după ce, în 2019, a părăsit unitatea spitalicească. Acesta a lucrat timp de 3 ani la un centru medical privat din cadrul Spitalului Județean Constanța, iar începând de luna aceasta a revenit la Suceava. La concurs au participat și 5 elevi de la Colegiul Național Ștefan cel Mare din Suceava. Este vorba despre Matiaș Matei, din clasa 6-a, care a obținut premiul al treilea, Andrei Sfic, din clasa 6-a, care a obținut mențiune, Iulia Popa, clasa 10-a, a obținut premiul al treilea, Șerban Orza, din clasa 12-a, a obținut premiul al doilea, iar Maria Popa, din clasa 12-a, a obținut premiul întâi. Elevii și profesorii însoțitori au transmis felicitări organizatorilor. Premiile au fost mânate de președintele Societății de Științe Matematice din România, profesor universitar dr. Radu Gologan.